Maxwell Maltz, Psihoenergetica, capitolul 12. Tranquilizantele la purtător aduc liniștea sufletească. Tranquilizantele, care au devenit atât de obișnuite în ultimii ani, aduc liniște sufletească, dar și calm, reducând sau eliminând simptomele nervoase printr-o acțiune tip umbrelă. Așa cum umbrela ne apără de ploaie, tot așa și diversele tranquilizante formează un ecran psihic între noi și stimulii incomozi. Nimeni nu înțelege exact cum pot tranquilizantele să formeze o umbrelă, dar știm de ce ne aduc liniștea. Tranquilizantele funcționează pentru că reduc în mare măsură sau chiar elimină reacția noastră față de stimulii incomozi. Tranquilizantele nu schimbă mediul înconjurător. Stimulii incomozi rămân acolo și chiar reușim să-i percepem intelectual, dar nu mai reacționăm la ei emoțional. Mai țineți minte că în capitolul despre fericire am spus că sentimentele noastre nu depind de factorii externi, ci de abordările noastre și de reacțiile noastre? Tranquilizantele oferă o dovadă convingătoare în această direcție. În esență, ele reduc sau diminuează reacția exagerată la feedback-ul negativ. Reacția exagerată este un obicei prost care poate fi vindecat. Să presupunem că atunci când citiți această carte, stați acolo liniștit în bârlogul dumneavoastră. Dintr-o dată sună telefonul. Din obicei sau din experiență, acesta este un semnal sau un stimul căruia ați învățat să vă supuneți. Fără să vă gândiți, fără să luați o hotărâre conștientă în această direcție, reacționați. Săriți din scaunul dumneavoastră comod și vă repeziți la telefon. Stimulii exteriori au avut ca efect mișcarea dumneavoastră. V-au schimbat setarea mentală și poziția, precum și traiectoria de acțiune predeterminată. Erați pregătiți să petreceți o oră stând liniștit și relaxându-vă citind. Vă organizați interior pentru asta. Dintr-o dată, totul se schimbă prin reacția la stimulii exteriori care vă înconjoară. De fapt, vreau să subliniez următorul lucru. Nu sunteți obligați să răspundeți la telefon. Nu sunteți obligați să vă supuneți. Puteți alege să ignorați total telefonul care sună. Dacă vreți, puteți să alegeți să continuați să stați liniștit și relaxat, menținându-vă starea inițială, refuzând să reacționați la acest semnal. Vizualizați bine această situație pentru că s-ar putea să vă fie de mare ajutor în înfrângerea stimulilor exteriori care vă pot deranja. Vizualizați-vă stând liniștit, lăsând telefonul să sune, ignorându-l și nemișcându-vă la ordinul său. Deși sunteți conștienți de ceea ce se întâmplă, nu vă mai pasă și nu-l mai ascultați. De asemenea, imaginați-vă clar faptul că semnalul exterior în sine nu are nicio putere asupra dumneavoastră, nu vă poate mișca din loc. În trecut, v-ați supus lui, ați reacționat răspunzând pur și simplu din obicei. Dacă vreți, puteți să vă formați un nou obicei, adică să nu răspundeți. Observați de asemenea că faptul de a nu răspunde nu înseamnă a face ceva, sau un efort, sau a se opune, sau a combate, ci doar a nu face nimic. Ca relaxare de la a face. Pur și simplu vă relaxați, ignorați semnalul și răsați ordinul neexecutat. Cum vă puteți condiționa pentru a fi calm? Cam la fel, automatismele dumneavoastră se supun și reacționează la sunatul telefonului, dar și la diversi alți stimuli exteriori. Cuvântul condiționare în cercurile psihologice provine de la binecunoscutele experiențe ale lui Pavlov, care a condiționat un câine să saliveze când aude clopoțelul, pentru că știe că urmează masa. Acest procedeu a fost repetat de multe ori. Întâi clopoțelul și câteva secunde mai târziu hrana. Câinele a învățat să reacționeze la clopoțel salivând pentru că anticipa hrana. Inițial, reacția avea o logică. Clopoțelul însemna că urmează hrana, drept care câinele saliva. După ce acest proces a fost repetat de mai multe ori, câinele a continuat să saliveze de câte ori suna clopoțelul, indiferent dacă urma sau nu imediat hrana. Câinele acum era condiționat să saliveze la cel mai mic sunet de clopoțel. Reacția lui nu mai avea niciun sens și niciun scop, dar el continua să reacționeze la fel din obicei.
Sunt o mulțime de clopoței, de stimul deranjanți în mediul nostru și de care am devenit condiționați, cărora le răspundem din obicei, indiferent dacă reacția are vreun sens sau nu. De exemplu, mulți oameni au învățat să se teamă de străini, pentru că așa știu ei de la părinți, care le-au sugerat să nu aibă de-a face cu necunoscuții. Nu acceptați bomboane de la necunoscuți. Nu intrați în mașina unui necunoscut și așa mai departe. Reacția evitării străinilor are un scop pozitiv în prima copilărie. Mulți oameni însă continuă să nu se simtă în largul lor în prezența oricărui străin, chiar și atunci când știu că vine cu gânduri bune. Străinii devin clopoței, iar reflexul învățat se transformă în frică, evitare și dorința de a fugi. Altcineva poate reacționa defavorabil când se află într-o mulțime, într-un spațiu închis, într-un spațiu deschis sau în prezența unei autorități ca șeful. Sentimentul indus va fi cel de frică și neliniște. În fiecare caz în parte, mulțimea, spațiul închis, spațiul deschis, șeful și așa mai departe, acționează pe post de clopoței, care avertizează. E prezent un pericol. Fugi, temete! Din obicei, continuăm să reacționăm în felul învățat. Ne supunem clopoțelului. Cum putem anula reflexele condiționate? Și totuși putem anula reflexele condiționate dacă ne învățăm să ne relaxăm în loc să reacționăm. Dacă vrem, putem, ca și în cazul telefonului, să învățăm să ignorăm clopoțelul și să stăm liniștiți lăsându-l să sune. Un gând cheie pe care îl putem purta spre a-l folosi de câte ori suntem confruntați cu stimuli deranjanți ar fi să ne spunem: telefonul sună, dar nu trebuie să răspund. Îl pot lăsa să sune pur și simplu. Acest gând se va adapta imaginii dumneavoastră mentale în care vă vizualizați stând liniștit, relaxat, nereacționând, nefăcând nimic, lăsând telefonul să sune pur și simplu. Aceasta va atrage după sine o altă reacție similară într-o situație asemănătoare. Dacă nu puteți ignora reacția, amânați-o. Procesul de anulare a unei condiționări poate fi dificil, mai ales la început, neputând fi complet ignorat clopoțelul, mai ales când sună neașteptat. În asemenea situații, puteți obține aceleași rezultate finale, anularea condiționării, amânând reacția dumneavoastră. O femeie, căreia o să-i spunem Mary, a devenit tot mai neliniștită și agitată în mulțime. Ea a reușit, practicând tehnica închipuirii, să se imunizeze sau să se liniștească în raport cu stimulii deranjanți în majoritatea cazurilor. Și totuși, din când în când, dorința de a fugi o culpleșea. O mai ții minte pe Scarlett O'Hara din Pe aripile vântului, am întrebat-o. Filozofia ei era: la asta am să mă gândesc mâine. Ea își putea păstra echilibrul interior și se putea adapta eficient mediului, în ciuda războiului, a focului, a molimelor și a iubirii neîmplinite, amânând răspunsul, reacția. Amânarea reacției frânează automatismele condiționării. Număratul până la 10, când sunteți tentați să vă înfuriați, se bazează pe același principiu și este un sfat foarte bun. Dacă numărați rar și realmente amânați răspunsul și nu doar mai țineți puțin mânia dumneavoastră ca să vă desfășurați și mai violent, bătând cu pumnul în masă. Reacția la mânie constă în mai mult decât țipătul și bătutul cu pumnul în masă. Tensiunea mușchilor dumneavoastră este o reacție. Nu puteți simți emoția furiei sau frica dacă mușchii rămân perfect relaxați. Așa încât dacă amânați furia 10 secunde, puteți bloca acest reflex automat. Mary a reușit să-și înfrâneze frica de mulțime prin amânarea reacției. Când simțea că pur și simplu trebuie să fugă, își spunea: foarte bine, dar nu chiar în clipa asta. Mai stau câteva minute. Refuz să mă supun în următoarele 2 minute. Relaxarea formează un ecran psihic protector sau un tranquilizant. Este bine să aveți limpede în minte faptul că sentimentele noastre neplăcute, ca mânia, ostilitatea, frica, anxietatea, nesiguranța, sunt produse de propriile noastre reacții și nu de ceva exterior. Reacția înseamnă tensiune. Lipsa de reacție înseamnă relaxare. S-a dovedit în mod științific, în laboratoare, prin experiențe, că nu poți simți mânia, neliniștea, nesiguranța atâta vreme cât mușchii rămân perfect relaxați. Toate acestea sunt în esență sentimentele noastre. Tensiunea musculară este o pregătire pentru acțiune sau o pregătire pentru reacție. Relaxarea mușchilor aduce relaxare mentală sau liniștea, respectiv o atitudine relaxantă.
Practic, relaxarea este tranquilizantul natural care construiește un ecran psihic sau o umbrelă între noi și stimulii deranjanți. Relaxarea fizică este un dezinhibator puternic din același motiv. În capitolul precedent, am învățat că inhibiția rezultă dintr-un feedback negativ excesiv sau dintr-o reacție excesivă la feedback-ul negativ. Relaxarea înseamnă că nu ai reacție, drept care, în timpul programului zilnic de relaxare, învățați să vă dezinhibați, dar și să vă furnizați tranquilizantul la purtător, care vă poate însoți în activitățile zilnice. Protejați-vă de stimulii deranjanți, menținându-vă o atitudine relaxantă. Construiți-vă o încăpere mentală liniștită. Dintotdeauna, oamenii și-au căutat un loc în care să se refugieze, casă la țară, pe malul mării sau la munte, spunea Marc Aureliu. Acesta este un însemn al oamenilor celor mai obișnuiți. Este însă în puterea fiecăruia de a se retrage în sine. Căci nicăieri, nici în locul cel mai liniștit, nu scap de griji, doar în sufletul tău. Îți găsești liniștea atunci când gândurile sunt foarte pașnice. Liniștea nu e nimic altceva decât o bună ordine mentală. Acordați-vă acest refugiu permanent și vă veți reface. În ultimele zile a lui celui de-al doilea război mondial era comentată apariția președintelui Harry Truman, care a suportat stresul și încordarea mai bine decât oricare alt președinte anterior. Această slujbă nu părea că l-a îmbătrânit sau l-a stors de vitalitate. Era remarcabil, mai ales având în vedere problemele cu care se confruntase ca președinte în vreme de război. Răspunsul lui era: am un bârlog de vulpe în minte. De fapt, voia să spună că, el fiind soldat, se refugia periodic în acest bârlog ca să se protejeze, să se odihnească și să-și revină în acest bârlog al său mental, neîngânduind să fie deranjat de nimeni. Camera dumneavoastră de decompensare. Cu toții avem nevoie de o încăpere liniștită, interioară, calmă, precum un loc din adâncul oceanului, unde nimeni și nimic nu ne deranjează, indiferent cât de puternice ar fi valurile la suprafață. Liniștita încăpere interioară, construită în imaginar, funcționează ca o cameră de decompresie mentală și emoțională. Ea vă depresurizează de tensiuni, griji, stres. Aici vă refaceți și vă puteți întoarce la munca de zi cu zi, mult mai pregătiți să vă adaptați ei. Convingerea mea este că fiecare personalitate are deja un asemenea loc în gând, unde nu este niciodată deranjată sau incomodată, ca punctul matematic din centrul roții sau al axei, care rămâne întotdeauna pe loc. Noi trebuie să găsim acest centru liniștit interior și să ne retragem acolo periodic ca să ne odihnim, să ne revenim și să ne regenerăm. Una dintre cele mai eficiente rețete pe care le-am dat vreodată pacienților mei a fost sfatul să învețe să se întoarcă în acest colțișor liniștit. Una dintre cele mai bune căi pe care le-am descoperit intrând în acest colțișor liniștit a fost construirea în imaginar a unei mici încăperi mentale. Mobilați-vă această cameră cu lucrurile care vă liniștesc cel mai bine, eventual un peisaj frumos, dacă vă plac tablourile, un volum cu versurile preferate, dacă vă place poezia. Zugrăveala pereților trebuie să aibă culoarea dumneavoastră favorită, cea mai plăcută, alegându-vă ceva liniștitor ca albastru, verde deschis, galben, auriu. Încăperea trebuie mobilată simplu, nu trebuie să existe elemente care să vă distragă atenția. Totul trebuie să fie într-o perfectă ordine. Simplitate, liniște, frumusețe, acestea sunt cuvintele cheie. Aici trebuie să se afle scaunul dumneavoastră preferat. De la fereastră puteți vedea o superbă plajă, valurile care se rostogolesc la mal, dar pe care nu le auziți, pentru că în camera dumneavoastră este foarte, foarte liniște. Construiți cu mare grijă această încăpere în imaginația dumneavoastră, ca și cum v-ați face o cameră adevărată. Familiarizați-vă cu atenție cu fiecare detaliu. Mica vacanță zilnică. De câte ori aveți un moment liber peste zi, între întâlniri sau când sunteți în autobuz, retrăgeți-vă în camera dumneavoastră liniștită. De câte ori începeți să simțiți tensiunea crescând sau că ceva vă grăbește sau vă chinuiește, retrăgeți-vă în încăperea dumneavoastră liniștită câteva momente. Câteva minute dintr-o zi foarte aglomerată vă vor răsplăti din plin. Nu este un timp pierdut, ci unul investit. Spuneți-mă, am să mă odihnesc puțin în încăperea mea liniștită. Apoi, în gând, imaginați-vă cum urcați niște scări spre această cameră.
spuneți-vă, acum urc scările, acum deschid ușa, acum sunt înăuntru. În gând, observați toate amănuntele liniștitoare și odihnitoare. Vizualizați-vă stând în fotoliul preferat, complet relaxat și împăcat cu toată lumea. În această încăpere sunteți în siguranță, nimic nu vă atinge. N-aveți de ce să vă faceți griji. V-ați lăsat grijile la baza scării. Nu trebuie să luați nicio hotărâre aici, nu trebuie să vă grăbiți, nu trebuie să vă deranjați. Aveți nevoie de o oarecare cantitate de evazionism. Da, acesta este evazionismul. Așa poate fi definit și somnul. Când mergi cu umbrela prin ploaie, este tot o formă de evazionism. Construirea propriu-zisă a unei case în care să vă retrageți în fața vremii sau elementelor naturii este tot o formă de evazionism. Și vacanța este. Sistemul nostru nervos are nevoie de așa ceva. Îi trebuie o oarecare libertate și protecție împotriva bombardamentului continuu al stimulilor exteriori. Avem nevoie de o vacanță anuală unde să ne recreăm fizic, să uităm de scene vechi, îndatoriri, răspunderi, să fugim de toate. Sufletul și sistemul dumneavoastră nervos au nevoie de o cameră de odihnă, de recuperare, de protecție, așa cum trupul are nevoie de o casă reală pentru aceleași motive. Încăperea liniștită mentală oferă sistemului dumneavoastră nervos o mică vacanță zilnică. În momentul în care vă luați un concediu mental, lumea îndatoririlor de zi cu zi, a răspunderilor, a hotărârilor și a tensiunilor dispare. Scăpați de ea, retrăgându-vă mental în încăperea fără tensiuni. Imaginile sunt mai impresionante decât cuvintele pentru mecanismul dumneavoastră automat, mai ales dacă imaginea are întâmplător un puternic înțeles simbolic. O imagine mentală care mi s-a părut foarte eficientă este următoarea. Făcând o vizită la Parcul Național Yellowstone, așteptam cu răbdare geyserul Old Faithful, care rupe aproape din oră în oră. Dintr-o dată a apărut un șuvoi șuierător care semăna cu un boiler uriaș, a cărei supapă de siguranță explodase. Un băiețel care stătea lângă mine l-a întrebat pe tatăl său. Cum de faci așa? Ei bine, i-a răspuns tatăl, bănuiesc că pământul mamă e ca noi toți. Se adună o anumită cantitate de presiune și din când în când trebuie să o elimine ca să rămână sănătos. Nu e așa că ar fi minunat, mi-am spus eu, dacă și noi oamenii am putea să explodăm fără urmări atunci când se adună o prea mare tensiune emoțională. Eu nu aveam un geyser și nici supapă de siguranță în cap, dar aveam imaginație. Așa încât am început să folosesc această imagine mentală pentru momentul în care mă retrăgeam în încăperea imaginară. Mi-am amintit geyserul Old Faithful și mi-am creat o imagine mentală a unei presiuni emoționale care se adună în mintea mea și se evaporă fără să-mi dăuneze. Încercați această imagine mentală și în cazul dumneavoastră atunci când sunteți extrem de tensionat. Ideea exploziei sau a erupției avea o putere asociativă la nivelul mașinăriei mele mentale. Curățați mecanismul dumneavoastră înainte de a prelua o nouă problemă. Dacă folosiți o mașină de calculat sau un computer, trebuie să curățați mașina de problemele anterioare înainte de a vă ocupa de una nouă. Altfel, cumva vechea problemă sau situație intervine în noua situație și vă dă un răspuns greșit. Acest exercițiu de retragere vreme de câteva momente în încăperea liniștită a minții dumneavoastră poate face aceeași curățenie la nivelul mecanismului dumneavoastră pentru succes și de aceea ajută foarte mult să îl practicați între îndatoriri, situații și medii diferite, care presupun adaptări mentale, comportamente diferite și setări mentale. Un exemplu foarte obișnuit de preluare sau de incapacitate de curățire a mecanismului mental ar fi un om de afaceri care își duce grijile de zi cu zi de la birou acasă. Tot timpul a fost chinuit, grăbit și agresiv, gata să izbucnească. Poate că a existat și o formă de frustrare care l-a făcut atât de iritabil. El a încetat să mai muncească fizic atunci când a ajuns acasă, dar a rămas cu urme ale agresivității, frustrării, grabei și grijii de la serviciu. E în continuare pe cale să izbucnească și nu se poate relaxa. Este foarte irascibil cu soția sa și cu familia. Se tot gândește la problemele de la birou, deși nu poate face nimic. Insomnia sau grosolănia sunt adesea preluări emoționale. Mulți oameni se culcă gândindu-se la griji în loc să se odihnească. Mental și emoțional încă încearcă să rezolve o situație atunci când nu este cazul să facă ceva. Peste zi, cu toții avem nevoie de diferite tipuri de organizare emoțională și mentală. Într-un fel vă abordați șeful și altfel vorbiți cu un client.
când abia ați avut de-a face cu un client irascibil, trebuie să vă liniștiți puțin înainte să treceți la următorul. Altfel veți prelua ceea ce nu se cade de la o situație la alta și vă veți descărca pe următorul. O mare companie a descoperit că unul dintre șefi a răspuns fără să-și dea seama la telefon cu un ton dur, furios și ostil. Telefonul sunase în timpul unei ședințe dificile sau când respectivul era frustrat și ostil dintr-un alt motiv, drept care tonul ostil și furios al vocii sale l-a surprins și l-a jignit pe nevinovatul care sunase. Această companie îi sfătuia pe toți șefii să facă o pauză de câteva secunde și să zâmbească înainte de a ridica telefonul. Preluările emoționale pot produce accidente. Companiile de asigurări și alte agenții care se ocupă de cauzele accidentelor au descoperit că preluările emoționale pot produce multe accidente auto. Dacă șoferul tocmai s-a certat cu nevastă sa sau cu șeful său, dacă s-a simțit frustrat de ceva sau pur și simplu a trecut printr-o situație care a presupus un comportament agresiv, are o mult mai mare tendință la accidente. El preia la volan reacții și emoții nepotrivite. De fapt, el nu este furios pe ceilalți șoferi. Este ca o persoană care se trezește dimineața dintr-un vis în care a fost extrem de furios. El își dă seama că nedreptatea respectivă s-a petrecut doar în vis, dar este încă furios. Punct. Frica poate fi preluată în același fel. Dar și calmul poate fi preluat. Este util să știm că și sentimentele de prietenie, iubire, liniște, pace și calm pot fi preluate. Este imposibil, așa cum spuneam, să trăim sau să simțim furia, mânia, neliniștea atunci când suntem complet relaxați, liniștiți și destinși. Retragerea în camera liniștită devine astfel un mecanism de curățire ideal în raport cu emoțiile și dispozițiile. Vechile emoții se evaporă ușor și dispar. În același timp trăiți calmul, liniștea și un sentiment de bine pe care de asemenea îl preluăm în activitatea imediată pe care o avem. Aceste clipe de liniște șterg pur și simplu tăblița, ca să zic așa, curăță mașinăria și vă oferă o pagină nouă, nescrisă pentru ceea ce urmează. Am practicat aceste momente de liniște atât imediat înainte, cât și după operații. Operația presupune un mare grad de concentrare, calm și control. Ar fi dezastruos să preluăm în timpul operației graba, agresivitatea sau grijile personale. Drept care, îmi curăț mașinăria mentală petrecând câteva momente complet relaxat în încăperea mea liniștită. Pe de altă parte, în altul grad de concentrare, scopul propriu-zis și ceea ce ne înconjoară sunt factori extrem de importanți în timpul unei operații și ar fi total nepotrivit să reacționăm la fel într-o întâlnire mondenă, fie că este vorba de un interviu la cabinet sau de un mare bal. De aceea, înainte să plec de la o operație, petrec vreo 2 minute în încăperea mea liniștită pentru a mă liniști nervos, ca să spunem așa, pregătindu-mă pentru altceva. Concepeți-vă propria umbrelă psihică. Practicând tehnicile din acest capitol, vă puteți concepe propria umbrelă psihică, ce vă va izola de stimuli deranjanți, vă va aduce mai multă liniște sufletească și vă va ajuta să acționați mai eficient. Mai presus de toate, rețineți și fixați-vă în gând faptul că adevărata cheie a problemei, indiferent dacă sunteți tulburat sau liniștit, speriat sau echilibrat, nu ține de stimuli exteriori, indiferent care ar fi ei, ci de reacția dumneavoastră. Propria dumneavoastră reacție vă fac să vă fie frică, grijă, teamă. Dacă nu reacționați deloc, ci pur și simplu lăsați telefonul să sune, nu vă puteți simți deranjat, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul dumneavoastră. Fiți precum promontoriul de care se izbesc valurile și care rămâne neclintit cu toată furia apei ce-l înconjoară, spunea Marc Aureliu. În Psalmul 91 apare povestea celui care s-a simțit în siguranță chiar în mijlocul nopții îngrozitoare, când era înconjurat de săgeți ce veneau de pretutindeni, de molim, de intrigi, de dușmani și de primejdii. 10.000 a pierdut în jurul lui. El descoperise locul ascuns din sufletul său și nu s-a mișcat de acolo, adică nu a mai reacționat la clopoței groazei din jurul său. Din punct de vedere emoțional, i-a ignorat total. Așa cum ne recomanda William James, să nu băgăm în seamă răul și întâmplările nefericite, simțindu-ne fericiți. Și așa cum spunea și James Mangan, să nu băgăm deloc în seamă situațiile adverse ce ne înconjoară, ci să ne găsim echilibrul. În esență, dumneavoastră sunteți un actor și nu un reactor. În această carte am tot vorbit despre reacția și răspunsurile potrivite în raport cu factorii înconjurători. Totuși, omul nu este primordial un reactor, ci un actor. Noi nu doar reacționăm și răspundem la factorii mediului înconjurător precum o corabie care merge încotro bate vântul.
Noi suntem ființe care urmărim un scop și deci înainte de toate acționăm. Ne fixăm obiectivul și ne alegem traiectoria. După aceea, în structura contextului urmăririi scopului, noi reacționăm cât mai potrivit, adică în așa fel încât să obținem progrese în realizarea scopului final. Dacă reacția la feedback-ul negativ nu ne ajută să ne apropiem de obiectiv sau nu ne servește scopului final, atunci nu are rost să reacționăm. Dacă reacția de orice fel ne abate de la drumul nostru sau este potrivnică, atunci lucrul cel mai potrivit este să nu avem reacții. Stabilizatorul dumneavoastră emoțional. În aproape orice situație de urmărire a unui obiectiv, stabilitatea noastră interioară este în sine un scop important. Trebuie să fim sensibili la datele feedback-ului negativ care ne lămuresc atunci când am deviat de la traiectorie pentru a putea să o schimbăm și să mergem mai departe. Dar, în același timp, trebuie să facem corabia să plutească și să aibă un echilibru. Vaporul nostru nu trebuie izbit de stânci sau eventual chiar scufundat de orice val trecător și nici măcar de o furtună serioasă. Sau, cum spunea Prescott Lackey, aceeași atitudine trebuie menținută independent dacă schimbăm mediul înconjurător. Faptul că lăsăm telefonul să sune este o atitudine mentală care ne păstrează sănătatea, echilibrul. Ne ajută să nu fim dobărâți și aruncați de pe traiectorie sau scuturați prea tare de orice val întâlnit. Nu vă mai luptați cu stafiile. Un alt tip de reacție nepotrivită care poate aduce griji, nesiguranță și tensiune este prostul obicei de a încerca să reacționăm afectiv la lucruri care nu există decât în imaginația noastră. Nemulțumiți cu reacția exagerată la stimuli minori efectivi care există în mediul înconjurător, mulți dintre noi creează stafii în gând și reacționează afectiv la imaginile noastre mentale. În plus, pe lângă factorii negativi care există cu adevărat în jur, ne impunem și opiniile negative. Cu tare sau cu tare s-ar putea întâmpla. Și dacă se întâmplă cu tare și cu tare. Când ne îngrijorăm, ne formăm imagini mentale contrare a ceea ce poate exista în jur sau se poate întâmpla. Atunci reacționăm negativ la aceste imagini ca și cum ar exista în realitate. Nu uitați, sistemul dumneavoastră nervos nu distinge între experiențe reale și cele vii imaginate. Să nu faci nimic este reacția cea mai potrivită în fața problemelor ireale. Din nou, vă puteți liniști în raport cu acest timp de tulburare, nu prin ceva ce faceți, ci prin ceea ce nu faceți, prin refuzul de a acționa. În privința emoțiilor, reacția firească la imaginile de îngrijorare este ignorarea lor totală. Trăiți emoțional momentul prezent. Analizați mediul înconjurător și fiți tot mai conștient de ceea ce există cu adevărat în jur și reacționați la asta spontan. Pentru a face asta, trebuie să acordați toată atenția la ceea ce se întâmplă acum. Trebuie să fiți cu ochii pe minge. Atunci reacția va fi potrivită și nu veți mai avea timp să observați sau să reacționați la mediul imaginar. Trusa de prim ajutor. Purtați cu dumneavoastră aceste gânduri ca un fel de trusă de prim ajutor. Tulburările interioare sau opusul liniștii provin aproape întotdeauna dintr-o reacție exagerată sau din cauza unei prea mari sensibilități, reacția de alarmare. Creați-vă un tranquilizant la purtător sau un ecran psihic între dumneavoastră și stimulii care vă deranjează atunci când practicați lipsa reacției sau lăsați telefonul să sune. Vindecați toate vechile obiceiuri de reacție exagerată. Anulați reflexele condiționate atunci când amânați reacția obișnuită, automată, negândită. Relaxarea este un tranquilizant natural. Ea înseamnă nereacționare. Învățați relaxarea fizică prin exerciții zilnice, după care, când veți avea nevoie să nu reacționați în activitățile zilnice, procedați ca și cum v-ați relaxa. Folosiți tehnica acelei cămăruțe mentale liniștite, atât ca tranquilizant zilnic, de diminuare a reacției nervoase, cât și ca procedeu de a curăța mecanismul emoțional de emoțiile preluate, care ar fi nepotrivite cu noile situații. Nu vă mai speriați de moarte cu propriile imagini mentale. Nu vă mai luptați cu stafiile. Răspundeți afectiv doar la ceea ce există aici și acum și ignorați restul. Exercițiul practic. Creați în gând o imagine mentală vie a dumneavoastră, cum stați liniștit, echilibrat, nemișcat, lăsând telefonul să sune, așa cum subliniam mai înainte în acest capitol. Apoi, în activitățile zilnice, preluați aceeași liniște, același echilibru, aceeași nemișcare, reamintindu-vă această imagine mentală. Spuneți-vă, voi lăsa telefonul să sune. De fiecare dată când sunteți tentat să vă supuneți sau să reacționați la un clopoțel de teamă sau de neliniște. După care folosiți-vă imaginația pentru a practica non-reacția în diverse situații.
Imaginați-vă cum stați liniștit și nemișcat în timp ce un coleg se agită de zor și vorbește bombastic. Urmăriți-vă cum treceți în revistă îndatoririle zilnice, una câte una, calm, echilibrat, fără grabă, în ciuda tensiunilor unei zile aglomerate. Vizualizați-vă menținând aceeași traiectorie constantă, stabilă, în ciuda diversilor clopoței de grabă și de tensiune care vă înconjoară. Imaginați-vă în diverse situații care v-au supărat în trecut, numai că de data asta rămâneți fixat, potolit, echilibrat, prin faptul că nu reacționați. Termostatul dumneavoastră spiritual. Trupul dumneavoastră are inclus un termostat, el fiind un servomecanism în sine care menține temperatura fizică interioară la 36,6 grade Celsius, independent de temperatura din jur. Afară poate să fie un frig cuplit sau peste 40 de grade și totuși trupul dumneavoastră își păstrează aceeași temperatură constantă de 36,6 grade. El poate funcționa corect, pentru că nu preia temperatura din jur. Indiferent că e rece sau cald, el își menține aceeași temperatură. Aveți inclus și un termostat spiritual care vă dă posibilitatea să mențineți un climat emoțional și o anumită atmosferă în ciuda a ceea ce vă înconjoară. Mulți oameni nu folosesc acest termostat spiritual pentru că nu știu că există. Nu știu că așa ceva e posibil și nu înțeleg că nu trebuie să preia climatul exterior. Și totuși, termostatul spiritual este la fel de necesar pentru sănătatea emoțională și binele dumneavoastră ca și termostatul fizic pentru sănătatea fizică. Începeți să-l folosiți practicând tehnicile din acest capitol.